Recenzia care urmează este o recenzie la cerere. Eu aveam alte planuri. Aveam cu totul alte priorități și mă gândeam doar la ele. Și din senin vine bomba. Alexandru Ionașcu? Bine, Alexandru Ionașcu nu este bomba, el este detonatorul. Îmi scrie un comentariu la un clip și îmi zice așa. Leighton, please. Asta era bomba. În prima fază m-am gândit dacă am ambii rinichi funcționali, ca să vând unul pentru a cumpăra Leighton. Revin cu informații după un scurt moment publicitar. Salut! Ce să mai, mi-a dat de mi-a rupt ușul pentru că știam ce preț are. Ce era să fac? Am acceptat provocarea, dar din start mi-am propus să nu mi înstrăinez niciun organ, așa că am căutat alternative. Și am găsit varianta aceasta. Se știe că esențele tari se țin în sticluțe mici. Este un set de 3 rezerve ori 10 ml. Pe numele său complet, parfum de Marley, Leighton. O creație din 2016. Pot să spun că nu este doar o provocare, ci și o onoare. Mă simt onorat că cineva îmi propune să fac o recenzie la un parfum atât de celebru. Când am primit parfumul, toți cei din jurul meu au fost impresionați. Eu am fost puțin mai reținut pentru că deja făcusem cunoștință cu fratele lui Leighton, Leighton exclusiv, și eram oarecum împrietenit cu mirosul lui Leighton. Este un parfum ce pune stăpânire pe tot ce înseamnă ființă umană din jurul său. Atrage și cucerește. Acesta este scopul lui Leighton. Nu cred că poate rămâne cineva rece la chemările dulce ale lui Leighton. Este un parfum atât de puternic și plăcut încât uiți ce preț are și pe loc vrei să-l ai. Îl vrei acum. Furat de farmecul lui Leighton, o să spui că merită orice preț și alte vise de-astea pe care ți le scoți din cap doar cumpărându-l sau cu un duș foarte rece. Dacă vă place ceea ce vedeți și încă nu v-ați abonat, vă rog să o faceți și împreună cu ceilalți abonați să facem din acest canal mic un canal mare. Lăsați un like, un coment, semne prin care eu am să înțeleg că apreciați ceea ce fac. Dar hai să vedem de unde vine tot farmecul lui Leighton. Se deschide foarte dulce condimentat, după care apare din fundal nota de măr și puțină bergamotă. Chiar dacă vorbim despre deschidere, deja două note din baza parfumului se manifestă foarte puternic la acest nivel. Este vorba de nota de piper și lemn de goiac. L-am cumpărat de foarte puțin timp, deci nu l-am purtat de prea multe ori, dar într-una dintre purtări am simțit piperul de la început până la sfârșit. Lemnul de goiac este responsabil cu dulceața din deschidere, care împreună cu piperul dau o deschidere cald condimentată. Acum, nu zic că vanilia și cardamomul nu aduc și ele efecte dulci în deschidere, dar lemnul de goiac aduce ceva special. Va urma. Mărul aduce și el un efect interesant, de care am să amintesc mai târziu, așa că rămâneți până la final să aflați deznodământul. Trebuie să specific că pe site-ul oficial pentru Leighton în deschidere nu este listată nota de mandarină. La mijloc, mărul și vanilia se înțeleg foarte bine, apoi intră în joc lavanda și cardamomul. Deși mai sunt surprize și la acest nivel, Leighton începe să-și piardă din măreția pe care a avut-o în deschidere. Din păcate, nu simt niciuna dintre notele listate la mijloc. Practic, la mijloc este un mix dintre notele din deschidere cu notele din bază. Baza o văd ca pe un party pe sfârșite. Băutură nu mai este, la mese, pe platouri au mai rămas decât resturi, mai nimic. Iar întâlnesc un parfum ale cărui note de bază își ard gazul în deschidere sau la mijloc. La notele pe care le are în bază, sfârșitul ar fi trebuit să fie un nou început, dar nu este. Se mai simte un piper, o adiere de vanilie, un paciul în trecere, dar hai să noi intrăm într-o latură pesimistă și să schimbăm puțin unghiul din care privim parfumul și sunt sigur că discuția va deveni iar interesantă. Și asta mai ales pentru că v-am zis să rămâneți până la final să aflați deznodământul. Leighton este un mix interesant care o să vă amintească de mai multe parfumuri. Și am să vă dau câteva exemple. Chiar de la început este prezent Mugler Amen în compoziția lui Leighton și am să vă lămuresc de unde vine. În căutările mele am găsit chiar pe site-ul oficial un indiciu care sună așa.
de la telefon citire. Caracterul lui Layton este purtat în continuare de vanilie și lemnărie, pădure prețioasă, care se dezvoltă printr-o notă fascinantă de cafea caramelizată. Am făcut toată treaba asta ca să-i dau o poveste interesantă, pentru că puteam să vă spun de la început că lemnul de guaiac este cel care face legătura cu Amen, dar era prea simplu. Lemnul de guaiac are tonul acela de lemn dulce, afumat și vanilat. El redă nota de tar, gudronul, care se aseamănă cu Amen. Apoi mărul o să vă amintească cumva de Versace. Versace Eros. Iată că nu întâmplător v-am spus la mijloc că mărul și vanilia se înțeleg bine. Pentru că mărul și vanilia au mai fost împreună și la alte proiecte. Și uite cum se leagă episoadele. Am încă proaspăt în minte nota de lavandă de la Elixir. Și vă spuneam atunci că este o lavandă metalică. Și interesant este că regăsesc această notă și la Layton. Pe site-ul oficial pentru baza lui Layton nu sunt listate notele de cardamom și lemn de santal, așa cum sunt listate pe Fragrantica. Dar se simte o notă de cardamom pentru că tocmai acest mix de cardamom și lavandă amintesc de Elixir. Îmi pare rău, dar aspectul ăsta mai scade din unicitatea lui Elixir pentru că este un parfum mai nou decât Layton. Cred că deja ați prins o parte din magia lui Layton. Toate aceste asemănări o să le percepeți ca pe o complexitate a lui și nu ca pe o slăbiciune. Layton este mai degrabă un parfum pentru vreme răcuroasă. Nu are un anotimp anume. Poate fi purtat din toamnă până în primăvară, inclusiv. Vara nu-și găsește temperaturile prin termometru. Cum vă spuneam mai devreme, are momente când se aseamănă cu Amen, așa că nu prea se potrivește cu temperaturile mai ridicate. În cazul meu persistă 7-8 ore, ceea ce nu este puțin. Pe Fragrantica am văzut variante de persistență cu 6 ore sau chiar cu 10 ore plus. Acum depinde de fiecare. Oricum vă spun sigur că nu este o persistență rea, iar proiecția este puternică în jur de 2 ore. Layton este un alt parfum care nu are limite de vârstă. Este atât de versatil încât poate fi purtat de către toți bărbații, indiferent de vârstă și în multe situații. Layton are o deschidere care te poate face foarte ușor să-ți pierzi capul. Dar pe la jumătatea duratei sale de viață, își pierde din efectul wow. Categoric este un parfum bun, dar are și un preț. Așa că eu vă sfătuiesc să-l încercați înainte. Eu mi-am permis să-l cumpăr doar în varianta aceasta. Și sunt mulțumit cu achiziția mea. Astea fiind spuse, vă mulțumesc, vă salut și vă îndemn să fiți fresh!